face tot felul de sunete, nu-mi dau seama. Asta e ultima, nu mai merg. Iată că de această dată duelul devine diferit. Bordura vieții. Să-i bordul. Asta a fost cutia de pe mașină, e vorba despre un Getrag și acum montăm un ZF. Ce vreau acum să facem alături de Răzvan? Vreau să-l desfacem și să vă arătăm ce s-a stricat în cutie. Mamă, uite cum e pinionul ăla. E da, e bine, sărit pe aici. Uite cum e pinionul ăsta, bro. Uite pinionul, uite și pe ăsta. Noi suntem în drum spre startul, penultima etapă a campionatului național de Super Rally. A fost un pic ciudat pentru simplu fapt că am dormit acasă și încă nu sunt în transa de competiție, dar sunt sigur că o să fie interesant. Acestea fiind spuse, hai să începem o zi istorică! Am ajuns la parcul de service, suntem pregătiți pentru briefing. Mașina este pregătită, sunt sigur că o să fie o zi extraordinară. Și singura manșă de recunoaștere. Nu avem nicio așteptare pentru astăzi. Îmi doresc foarte tare să ajungem cu mașina să termine, că având în vedere faptul că omul cu care ne luptăm noi direct la etapa asta nu vine, ne-ar ajuta strict să punctăm. Deci ideea e să nu riscăm nimic. Mergem de bun simț. Tot felul de sunete, nu-mi dau seama ce, cutie, grup, ce, că și ud pe jos, nici nu pot să accelerez cum trebuie, okay. O și aud că face tot felul de sunete, e și denivelat, mergem ușor. Foarte tare pentru că este în centrul Bucureștiului. Oamenii pot să vină și să vadă în acțiune mașini impresionante. E un avantaj extraordinar de mare pentru spectator pentru că pot să vină și să vadă mașinile în acțiune. Începe cea de-a doua manșă de antrenamente. Sper să se usuce pentru că e foarte greu de mers cu slipurile pe ud, dar sunt sigur că o să fie interesant. Important este să fim safe. Bă, mai bine. Vedem acum următoarele manșe. Răbdare. Rulmentul e ce trebuie. Vedem, la finalul zilei stabil. Manșa 3 de antrenament. Mai facem una ca să vedem dacă s-a uscat traseul și după aia hotărâm dacă mai facem încă una sau nu. Da, hai să mergem ușurel. Începe cea de-a patra manșă de antrenamente libere. Am hotărât să nu mai mergem, pentru că în ultima manșă, nu știu dacă se va auzi în onboard, dar a făcut un sunet super ciudat.
planul e să facem prima manșă mai ușurel și a doua manșă vom merge mai repede, dar cam ăsta este planul. Deci următoarea manșă nu o facem pentru că nu-mi doresc să risc nimic. Aurel Beldie de la Vroom Vroom Vlog are parte de plecare în acest moment cu modelul BMW 46. Mihai revine în bătălia de la GT și după ce pe parcursul întregului sezon s-a duelat cu Alexandru Șchiopesc pe modelul Audi R8, iată că de această dată duelul devine diferit, un derapaj frumos și bine menținut acolo de către Mihai. Da, vorbim de un sportiv care după participările din cadrul campionatului național de viteză în coastă și cel de raliuri, ei bine, în acest sezon s-a dedicat complet super raliului și asta, ei bine, cu un rezultat bun aici la București, îi poate aduce titlul de campion național absolut al categoriei GT în momentul în care, iată, Mihai se pregătește să-și încheie prima manșă de concurs de aici, de la trofeul UniCredit Leasing Powered by Audi. Da, ai mers acum tare? Băieți, zic că ai mers foarte tare. Hai să vezi ce poate mașina. Așa, da. Urmează manșa 2 de concurs. Ne-am luat punctele pentru că avem una cu timp corect. Și vedem acum ce urmează. Suntem în spate, rău, da? Ne întoarcem acum alături de Bogdan Minea, pilotul Renault Clio Rally 3, are parte de răstânare în acest moment cu modelul Renault Clio Rally 5. L-am văzut acolo pe Bogdan pe interior și iată, avem parte, din păcate, de o răsturnare pentru acesta. Pilotul Vroom Vroom Vlog a revenit în bătălia de la GT, acolo unde în acest moment se află pe poziția a doua, cu un timp de 2.12.293. Mihai însă se concentrează pe campionatul său. Rezultat bun aici pentru a merge înspre titlul de campion național, deoarece adversarul său direct de pe parcursul întregului său sezon, Alexandru Șchiopesc, lipsește, iar Belgia va încerca doar să maximizeze cât poate de mult această manșă pentru a merge înspre titlul de campion național. Și era timp bun, mă băgam ea picioare, în bordură. Aie. Bun, și am terminat pe locul 2. Ce diferențe? 600 de sutimi. Da, la Universul îți mai dă, da, îți mai și ea. Am lovit bordura, din păcate, și ne-am tăiat ca maioneza. Dar asta e, până la urmă suntem bucuroși că ne-am atins obiectivul de a termina evenimentul. Acum mergem la festivitatea de premiere și ne resetăm în așa fel încât să ne continuăm treaba. Media trebuie să aibă loc. În fața locului să aibă loc. Nu merge. Iar locul Emilia. Aici noi, cu dată cu aplauze pentru Emilia și Mihai Petrie. Da, și final de eveniment. Aceasta este bordura
ce ne-a luat locul 1 și ne-a făcut roțile să se uită una la alta. Draga de ea. A fost un eveniment foarte tare. M-am bucurat că am putut să revin la start pentru următorul eveniment, indiferent care o să fie el. Sunt sigur că o să fim mai puternici pentru că mai am câteva aspecte de îmbunătățit la mașină. Acum avem și de îndreptat la mașină. Ce să zic? Avem acum un avans considerabil din punct de vedere a campionatului. Așteptăm să vedem dacă se va ține următoarea etapă sau nu, în așa fel încât să vă și spunem dacă suntem campioni în acest sezon la GT sau nu. Vreau să mulțumesc încă o dată tuturor celor ce au crezut în proiectul acesta, începând de la Casa Paliurilor, Tommy Flex și foarte puternică susținerea celor de la Revizie Tehnică ce ne-au făcut să meargă mașina și, important, să vezi cu internațional. Eu am fost Mihai Belbie, în spatele camerei este Alin, alături de Patrick. Băieți, vă mulțumesc! Dacă o să devenim campion la GT, fiecare o să aveți o bucățică din titlul ăsta. Sunt foarte mulți oameni implicați în asta, multă pasiune și să ne vedem cu bine la următorul material. Acestea fiind spuse, eu am fost Mihai Belbie și până la următorul material, ca să fie bine, iubiți-vă mult mașinile! Pa, pa!